fiecare an, la sfârșitul lunii iulie, are loc festivalul Sighișoara Medievală. Între zidurile vechii cetăți, cel mai mare și mai longeviv eveniment de acest gen din România. Manifestarea, așteptată anual de mii de oameni, te introduce într-o poveste plină de farme cu prințese și războinici neînfricați. În atmosfera medievală te poți imagina a fi un cavaler în armură strălucitoare, un trubador vesel sau, într-un context mai macabru, chiar un tâlhar aflat la stâlpul infamiei. Tuba este instrumentul care niciodată golul nasul mai tare. S-a deschis oficial Sighișoara Medievală. Am zis! Ne vom bucura de o ediție cu fast a unui festival cu tâlc și cântec, cu dans și lupte, cu obiceiuri și meșteșuguri. Bună ziua, bună seara, bună... Bună seara, mulțumesc mult! Probabil că în cele trei zile care urmează la această ediție minunată a Festivalului Medieval ar fi fost mai corect să mă adresez cu stimate domnițe și prințese, stimați cavaleri, un bun venit la Sighișoara tuturor. Sper că această ediție aniversară a 25 de ani să vă mulțumească din plin, pentru că alături de noi avem un mare regizor pe care nu-l văd în scenă și m-ar bucura dacă ar veni lângă noi în scenă. Mișu, Mihai, Serghei, Serghei. Vino că vreau să te mai aplaude lumea. Haide. Și haide, Mișu, curaj. Nu pot să nu subliniez faptul că este unul din cei care a depus eforturi mari la primele ediții și este realizatorul primelor ediții a festivalurilor medievale din Sighișoara, festivale medievale care s-au născut, de fapt, în această cetate minunată. Mulțumesc mult, vă doresc trei zile de poveste alături de acești minunați actori, de cavaleri, să vă simțiți bine! Începutul poveștii datează din anul 1992, când un grup de tineri entuziaști puneau bazele fenomenului de festival medieval în România. Unul dintre fondatorii conceptului ne va transpune în atmosfera primelor ediții. La un moment dat, în diverse discuții, am gândit că trebuie să se întâmple mai mult aici. Parcă era un oraș rămas în timp, frumos, dar înghețat în timp. Nu existau animații, nu existau turiști atât de bine. Erau câțiva localnici. S-a întâmplat la un moment dat să fim invitați aici pentru o filmare de către TVR. O filmare pentru un documentar artistic. Numai că noi am ajuns aici în toamnă, echipa a avut accident și dar am rămas aici, noi nu știam. După ce, așteptând într-o cameră să aflăm ce se întâmplă, ce facem, într-o cameră de hotel, singur hotel pe la Steaua, am început discutând, zic, băi, ce am putea face, ce fac aici, mai interesant. Vorbeam și cu un local de aici cu care ne-am împrietenit și ziceam, măi, hai că trebuie să facem ceva. Și am zis, ne-a ieșit ideea festivalului, deci în toamna anului 91. Ne-am pus pe treabă, în 92 a pornit, am căutat și localul organizare și partener. În primul rând partener TVR-ul, doamna Jana Gheorghiu, regretată doamna Jana Gheorghiu, pe care am convins-o de acest festival ca să ne ajute să TVR-ul să promoveze și să fim parteneri. Apoi am găsit finanțe la Ministerul Tineretului și Sportului. A trebuit să punem denumire Festival de Arte Medievală pentru Tineret. Și într-adevăr i-a dedicat tinerilor pentru a-i afla și a câștiga cunoștință despre ceea ce înseamnă patrimoniul cultural vechi. Iată că adunăm bani, unul lângă altul, am găsit și un sponsor, Rank Xerox-ul. Norocul nostru a fost că directorul Marian Popa era
chiar Sighișoara, și a zis că am văzut, mamă, se face ceva pentru Sighișoara, și el avea o idee mai de mult să se întâmple ceva aici, a zis, gata, hai să ne punem mâna la mână, să ne dăm mâna și să pornim, să facem ceva. Am pornit festivalul. Convingând pe unii, pe alții, mai ales a trebuit să convingem primăria. La vremea respectivă era primar Ștefănescu, Constantin Ștefănescu, dacă mi-aduc aminte așa al primar, care ne-a spus așa, și că, domne, voi credeți că festivalul ăsta va se va întâmpla, credeți că va mai fi vreo ediție în afară de asta, hai că vă dau voie să faceți festivalul. Am pornit festivalul, i-am avut parteneri și pe de-ai din organizație din Târgu Mureș, Organizația Democratică din Târgu Mureș, și cu studenți, foarte mulți din studenți de la UNATC, toți au improvizat costume medievale, au fost selecții de spectacole, au ajuns să facă, am reușit să convingem pe cei de la UNATC să facă în programă, să treacă spectacol medieval, și fiecare și-a s-a pregătit și a prezentat o mulțime de spectacole medievale. A apărut la un moment dat chiar că au improvizație și poate asta și a fost farmec. Nu erau toate foarte bine puse la cum, nu știam, eram la începuturi și cu bani puțin am vrut să adunăm oameni și cu mult entuziasm, asta este. Acest festival va fi găzduit în fiecare an pe cetatea Sighișoarei. Este un eveniment național și unic în istoria țării de azi. Primul festival de artă medievală își deschide porțile astăzi, la orele 14, deschiderea festivă, masa principiară, rădălicească nimeni, teatre profesioniste din toată țara, vor fi prezente televiziunea, radioul, presa. Este un eveniment național. Spectacul Golgota a pornat din undeva din centru, a urcat pe sub turn, a început să plouă cu grindină. În timp ce îl urca pe Iisus pe cruce, l-a urcat, grindină stătea acolo. În momentul când au venit să-l coboare de pe cruce, a venit o rază de lumină pe el, pe soare. A fost un moment extraordinar, poate asta a fost și întâmplarea divină care a făcut că totuși festivalul să dureze. În final, oamenii chiar nu vreau să se termine, le-a părut rău. Copiii, eram întâlnit niște tineri care erau la vremea aia copii și și-au adus aminte cu ei strigau, nu plecați, nu plecați. A doua ediție, din păcate, nu a mai... Exact, al doilea an. Au fost diverse probleme, nu vreau să le discutăm. Dar abia la al treilea an, deci după aia, a venit asta în 94, deci 93 nu s-a întâmplat. Am reluat, pentru că am găsit din nou un alt partener din Târgu Mureș, tânăra cameră economică din Târgu Mureș, care împreună am repornit festivalul și de atunci iată că tot s-a mers. Cu multe spectacole itinerante la vremea respectivă, cu spectacole, foarte multe spectacole de teatru. Într-un târziu abia s-a aproape spectacole de teatru au ieșit și a rămas muzică, cavaleri și cam pe acolo. Cam asta e mare povestea unui festival care pleca de la ideea câțiva tineri care au fost aici, au jucat și s-au îndrăgostit. Din păcate, am unor impresia că nu toți mai iubesc Sighișoara așa de mult cât și să o pună în valoare. Parcă sunt tot felul de pietici și nu să punem în valoare
acest monument îl declasăm pentru comerț. Ce să aibă cel mai rău, comerțul. Adică comerțul e bun, dar nu în defavoarea unui patrimoniu. Și eu am zis totdeauna, hai să punem să facem lucrurile frumoase, să punem în valoare și totul se vine, economic se va dezvolta de la sine. Dacă noi căutăm mai întâi și hai să bani, cât mai mulți bani, nu reușim să facem partea aia frumoasă. Hai să facem partea frumoasă și oamenii vin și banii vom câștiga și vor veni pe rând, încetul, nu trebuie deodată, brusc. Hai, peste noapte suntem bogați. Și nu trebuie festivul și Sighișoara nu trebuie să se bazeze numai pe acest festival și mai pe câteva festivaluri. Sighișoara trebuie să aibă momente artistice continue, mai ales prin sezon. Vreau ca să ajungem să reușim ca turiștii să nu vină doar să vadă, se plimbă, văd, a, ce frumos și au plecat. Turiștii să rămână aici 2-3 zile, să trăiască niște momente de reîntoarcere în timp. Festivalul, într-adevăr, este cel mai mare și trebuie să fie prindă cei mai foarte multe momente. Dar în cursul anului poate să fie cât un moment, două, trei, ca turii. Nu trebuie atâta trupe să fie în timpul anului trebuie să fie puține, ca festivalul, într-adevăr, să adune toate și să fie suprem. Eu asta gândesc apropo de ce ar fi. Și asta am gândit și la vremea respectivă, ca să punem, să aducem viață în această cetate, viața aia de cândva. O evadare, ieșind, intrând din contemporan, intrând pe aici, prin poarta aici, de lângă sală, când în sus deja să noi să ne transformăm pe culoarul doamnelor în bătrâni, se dincolo să ieșim, să trecem în alt timp. Și chiar în așa fel, la un moment dat, era ideea, uite ce frumos ar fi aici pe culoarul doamnelor bătrâni, să avem costume, multe costume medievale, omul vine acolo, se schimbă și când intră dincolo, iese dincolo de sub turn, se iasă îmbrăcat în medieval, într-o lume medievală. Și asta poate vom reuși într-un târziu să facem. O lume în care toți suntem îmbrăcați, se joacă, se cânte, este o sărbătoare. E o scriere medievală extraordinară, nașterea comediantului, de fapt am ce spunea Giuliano. Cum s-a născut că el era un om sărman, muncea, muncitor și la un moment dat arată acest har să-i facă pe oameni să râdă, chit că era el trist în sine, dar ajungea din cetate în cetate încercând să obțină bani pentru familia lui, dar era și această idee de a bucura pe oameni. Și la un moment dat a ajuns să-i bucure pe oameni prin tot felul ce spunea, farse, comedii și alte lucruri, ce glume. A câștigat și bani, dar pentru el conta cel mai mult. Deja uitase de chestia asta, că el trebuie de fapt să strângă bani pentru mâncare, pentru să aibă. El se bucura pentru că îi bucura pe ceilalți. Și asta era. Ideea e că e un moment al uitării noastre din moment, din contemporanul ăsta, unor care este cam macină, ne termină. Hai să fim acolo. E un moment în care, de trei zile în care trăim într-un fel, da, cultural, descoperim.
descoperim muzică, descoperim teatru, descoperim întâmplări care sunt prezente, care sunt și actuale, care erau cumva, se jucau atunci, dar sunt oarecum au și în contemporan ceva din contemporanul lor. Deci cam asta este ceea ce dorim noi, ce doresc eu de fapt să se întâmple. Și de-aia nu-mi doresc să fie această amestecătură de genuri, cum s-a fost la un moment dat. Am fost, eu de fapt, într-un fel, de la început, de primele ediții, după aia m-am retras cumva de la tot ce înseamnă partea asta. Am făcut numai un atelier în care făceam legat de descoperirea artelor medievale. Artiști, public, tot, au dansat pe muzică medievală. La întâmplare, deci era un fel de discotecă medievală, au trăit momentul ăla extraordinar și au improvizat și s-au simțit fantastic. Adică dacă sunt niște filmări care îi vedeți acolo, cum dansează, cum stau împreună, trăiesc, se transpun într-un alt moment. Chiar dacă nu aveau costume și nu existau și au fost improvizat toate costumele. Și au fost într-un moment de... Și acum când mă uit la film, la zic, mă, chiar s-a întâmplat, dar am fost acolo. Și e un moment deosebit când îi vezi pe toți la un moment dat, când închidem, chiar închidem în noapte târziu, pe Carmina Burana și toată lumea stă acolo și parcă trăiește momentul acela de întoarcere în timp, deci i-a fost în timp și se revin în prezent. Thank you.
șansa să descoperi o altă poveste ce prinde viață la festivalul Sighișoara Medievală. Aki vina, do da la nada, perse canat, cu ache sus. Aki vina, do da la nada, perse canat, cu ache sus. Prendi una mezzada, hai bisogno, durai la rue. Non si potendo per tuo, hai bisogno, durai la rue. Artistic foarte variat. Concerte de muzică medievală, lecții de duel, probe de îndemânare, jocuri medievale, ateliere de teatru, de pantomimă, de magie, ateliere de dansuri medievale, teatru stradal, spectacole de improvizație, prezentări de arme specifice perioadei medievale cu scurte lupte demonstrative în cadrul unor scenete și legende medievale. Manifestarea emblematică pentru Sighișoara, Festivalul Medieval, s-a consolidat an de an prin succesul edițiilor precedente, transformând cetatea într-o insulă a trecutului în afara timpului și spațiului, în care fiecare spectator, localnic sau oaspete, devine parte a poveștii.